Un fost procuror din Iedineț acuzat că a cerut 20.000 de lei mită de la un bărbat ce furase un telefon va sta 7 ani în pușcărie. Magistrații de la Curtea de Apel Bălți au hotărât că pe lângă detenție acesta va plăti și o amendă de 400.000 de lei, iar din contul său au fost sechestrați 17.000 de euro. Totul s-ar fi întâmplat încă în 2017. Fostul procuror ar fi cerut și primit de la un suspect într-un dosar de furt 20.000 de lei mită. În schimbul banilor, procurorul i-ar fi promis denunțătorului că va înceta urmărirea penală pe numele lui. Acesta ar fi primit banii în mai multe tranșe, care ulterior au fost găsiți în cabinetul acestuia. Fostul procuror însă a fost achitat de prima instanță, iar la scurt timp, magistratul care a pronunțat acea sentință a fost eliberat din funcție. În data de 8 noiembrie 2019, magistrații de la Curtea de Apel Bălți au emis verdictul pentru procuror, care însă poate fi plâns la Curtea Supremă de Justiție.